găsit, stimați respectatori, la o nouă emisiune Dor de folclor bucovinean. Pe parcursul timpului ați văzut că v-am prezentat soliști consacrați, tineri în pragul afirmării, oameni care ne-au făcut și ne fac cinste nouă bucovinenilor și nu numai. Am încercat să promovăm în primul rând tinerii. De ce tinerii? Pentru că folclorul trebuie să fie pe mâini bune și să aibă o ștafetă în așa fel încât să putem să păstrăm și să ducem mai departe ceea ce avem atât de frumos și de bun aici la noi în Bucovina și nu numai. Cântecul și jocul popular bucovinean. Știți că zona Rădăuțului a fost foarte bine reprezentată dintotdeauna aici în cadrul emisiunii noastre. De asemenea, zona Gura Humorului și Suceava și celelalte. Dar pentru că zona Gura Humorului a dat artiști de renume și acolo am o colegă care a lansat foarte, foarte multe nume care au fost prezente și aici în cadrul emisiunii noastre, și aici e vorba despre Angelica Fluturi, Alexandru Brădățeanu și mulți, mulți alții, iată că astăzi avem bucuria să-i spunem bună ziua și bine ai venit în studioul nostru unui alt elev de acolo, de la Mănăstirea Humorului, un cântăreț și un artist aflat în plină afirmare artistică, pe care îl iubim și îl apreciem cu toți atunci când îl vedem pe micul ecran sau pe scenă, este vorba despre Dănuț Onoiu. Bună ziua și bine ai venit în studio, domnule Dănuț Onoiu. Bună ziua, bine v-am găsit. Vă mulțumesc din suflet pentru invitație. Așa cum vă spuneam și în culise, să știți că apreciez munca pe care o depuneți pentru promovarea folclorului bucovinean și nu numai. Televiziunea Cromtel, să știți că s-a gândit de la început încă să aibă în grila de programe o emisiune de folclor, pentru că este recepționată în foarte multe zone din județul Suceava, județul Neamț, județul Botoșan. Deci paleta de emisii și recepție este foarte, foarte mare, iar oamenii sunt doritori să vadă și să se bucure de ceea ce avem noi atât de frumos în Bucovina. Am spus cântecul și jocul popular al nostru bucovinean. Domnule Onuț, Dănuț Onoiu, dacă fac un joc de cuvinte aici care se potrivește foarte bine. Probabil puțin din telespectatorii noștri vă cunosc, pentru că aparițiile dumneavoastră au fost mai rare pe aici, prin zona Rădăuți. Ar fi bine pentru început să ne spuneți dumneavoastră cine sunteți, de unde veniți. Pentru toți cei care încă nu mă cunosc, mă numesc Dănuț Onoiu, eu am 27 de ani. Mulțumim. Când de la vârsta de 15 ani, descoperind fiind de către doamna Maria Macovei, așa cum ați făcut prezentarea în introducere, și iată, fac ceea ce îmi place, ceea ce fac din toată inima. Eu v-am văzut de multe ori, atât pe postul de televiziune, cât și în spectacole. Ba mai mult am avut și ocazia să fiu alături de dumneavoastră pe scenă, în câteva spectacole. Știu că sunteți solicitat cu foarte multe formații, foarte multe emisiuni de televiziune, spectacole, cu diferite ocazii, bineînțeles. Sunteți o voce care v-ați impus de la început pentru un timbru foarte grav și serios în același timp, un timbru care invită la joc, la dans, la voie bună. Ca drept dovadă și melodiile dumneavoastră am văzut că dau o notă de optimism, o notă de bucurie, de veselie, bucuria de a cânta, ceea ce se observă și fizionomia dumneavoastră. Cine v-a descoperit talentul de cântăreț, de solist? Îmi plăcea de mic să cânt, am crescut în casă cu muzica populară, părinții mei ascultând la radio sau la televiziune, la TVR din vremea respectivă, urmărind toate emisiunile de folclor, deci am crescut cu muzica populară în casă și mi-au insuflat această dragoste spre folclor, dar când eram mai mic de 15 ani, nici prin cap nu trecea că vreodată să devin interpret de muzică populară. Mai ales băieții care sunt mai reticienți un pic la folclor. Exact, și eu am fost de mic, am fost o firmă emotivă. Dar totuși, dragostea aceasta pentru folclor a răbufnit și într-o zi m-am decis să mă duc la Casa de Cultură la doamna Maria Macovei și vreau să-mi testez calitățile artistice, aptitudinile vocale, auzul muzical. Doamna Maria m-a ascultat, mi-a descoperit un firicel de voce, așa după cum știm cu toții, din prima nu pot să fii foarte strălucit. Exact, sigur. A fost acolo un fir de talent care în timp șlefuit, am reușit, poate să zic eu, să-mi formez un stil aparte. Pentru că tot ați amintit de cea care v-a deschis pârtie, să spunem așa, în viața artistică și în cariera sa de solist. Aș vrea să o salut pe această cale și pe doamna Maria Macovei. Suntem amici de mulți, mulți, mulți ani. Vreau să o felicit pentru tot ceea ce a făcut și face pentru folclorul nostru bucovinean. Într-adevăr, prin mâna dumneiei au trecut foarte, foarte mulți din cei pe care astăzi îi vedem, îi apreciem și îi aplaudăm pe toate scenele sau pe micile ecrane. Și aici aș aminti doar câteva nume. Viorica Macovei, Angelica Flutur, Alexandru Brădățeanu, Dănuț Onoiu, iată, și mulți, mulți, mulți alții.
Deci doamna Maria Macovei e o adevărată șlefuitoare de talent, exact. De unde culegeți melodiile? Pentru că tot așa, o zonă, un, să spunem, o notă aparte. Da, deci trebuie să recunosc că aici este vinovată aproape 100% doamna Maria Macovei, cea care mi-a creat liniile melodice și textele acestor melodii. Însă am și o melodie culeasă de la ansamblul Bucovina, din Trandafirul, de fapt, din Calafindești, de la bătrânele de acolo. Se numește Decât mama mă făcea. I-am înregistrat-o împreună cu Orchestra Mugurel din Chișinău. O să o ascultăm și o să o vizionăm în partea a doua emisiunii noastre. Doamna Maria Macovei v-a descoperit, ați început să lucrați cu dumneei și au apărut încet participarea la concursuri, festivaluri. Puteți să ne amintiți câteva din aceste participări și... Cu permisiunea mea, da. Dacă îmi permiteți, ce premii ați obținut? Pentru că e bine să știi telespectatorii noștri. Deci în anul 2007 am participat la Festivalul Național Ponoare Ponoare din județul Mehedinți. Ne-am obținut locul 3, premiul înmânat fiind de regretata Mărioara Mărărescu. În anul 2009 am participat la Festivalul Național Dumitru Sopon din localitatea Gilău, Cluj, unde am obținut locul 2. Tot în anul 2009, la Festivalul Național al Cântecului Popular Moldovenesc din Bătrâni din Oameni Buni, care s-a desfășurat la Iași, unde am luat locul 2 ani la rând, în 2008 și în 2009. Participare la Mamaia, unde nu am fost destul de norocos să obțin un premiu, însă satisfacția a fost destul de mare pentru că m-am numărat printre cine ajunge cei care acolo, au deja, în... pentru cei care ajung acolo deja este exact, un succes. Exact. La Maria Lătărețu am participat Doină, Doină, Cântec Dulce de la Gura Humorului, tot în 2007, unde am obținut locul 3. Și mai am la Cernăuți, în Grădina cu Flori Multe, tot în 2007, locul 2 am obținut. Știu că unul din festivalul la care ați participat, mai precis în județul Constanța, la Topalo, dacă nu mă înșel. Da, chiar pe acesta l-am omis. Așa ați omis, atunci să-l completez eu. Ceea ce am găsit în scurta dumneavoastră exact. Biografie pe internet. Da. Aproape că a fost, este un festival care este acontat de către bucovineni. Înaintea dumneavoastră a luat premiul întâi. Alexandru Bălățan, trofeul festival. Trofeul, da. În anul următor ați venit dumneavoastră. Am obținut eu și în anul după mine și după Alexandru a obținut Ionica Moroșan, o altă tânără elevă de-a doamnei Maria Macovei, tot trofeul. Deci iată că mare este mai aproape de Bucovina decât ne închipuiam noi. Da, foarte frumos, într-adevăr, succese care... confirmate, iată că astăzi au adus ca numele dumneavoastră să fie rostit cu respect pentru cel care știe ce înseamnă muzica populară. Ei, au urmat ani de muncă, ani de studiu, ani de perfecționare artistică. Cine exact. V-a mai ajutat în afară de doamna Maria Macovei? Mulți au fost cei care m-au ajutat, însă țin să mai amintesc pe domnul Constantin Bahrin, cel care a, de la Iași, căruia mi-a fost alături în decursul acestor ani, promovându-mă pe radioul domnul Costică Marin a fost dumnealui aici la noi în studio, alături de încă doi moldoveni, a făcut un medalion eșean atunci, mă amintesc foarte bine, cu Cristinel Iordăchescu, și colega mea de la Palatul Copiilor, Claudia Martinică. Doamna Claudia, da. Iar apoi am făcut un, acum 2 ani, am realizat un compact disc de la Iași la Chișinău. A fost ceva, cred că, unic în spațiul da, acesta. Da, acel proiect românesc. Extraordinar, exact. La care participant a fost și colega și buna noastră prietenă, care a fost toată invitată, aici, Silvia Zagoreanu, da, care Silvia a promis Zagoreanu. Că în scurt timp va extinde acest proiect din Suceava sau din Bucovina în, în Chișinău, da, da, da. Cam așa ceva. Deci am participat câțiva interpreți de pe malul stâng al Prutului și câțiva de pe malul drept al Prutului și a ieșit un material destul de convingător, să spun așa, pentru exact. Public și de apreciat. Chiar am ascultat acest spectacol atât pe internet cât și CD-uri care l-am primit de la doamna Silvia. Este un proiect îndrăzneț, dar cu o finalitate extraordinară. Pentru cine știe să aprecieze într-adevăr. Muzica populară, atât de pe malul stâng cât și de pe malul drept al Prutului, este un lucru extraordinar. O idee care a fost dusă, zic eu, pe cele mai înalte culmi ale creației artistice. Datorită unor tineri soliști, așa cum ați fost și sunteți și dumneavoastră, care au știut să pună în valoare ceea ce avem noi atât de bine și curat, frumos, aici în Moldova, să spunem, și de o parte și de cealaltă. Într-adevăr, până la urmă, folclorul este bunul cel mai de preț al românilor. Exact. Să continuăm discuția așa foarte pe scurt, să-mi spuneți cu ce orchestre ați lucrat, cu ce aranjori, ce orchestrator care vă pregăti melodiile. Deci la primul meu material discografic, Humorile Apă Dulce, cel de pe care o să vă prezint melodiile de astăzi, am colaborat cu maestrul Trifan Leancă și orchestra domniei sale de la Suceava.
Și am o melodie înregistrată și cu Orchestra Mugurel de la Chișinău sub bagheta maestrului Ioan Dascăl. Da. Am mai colaborat cu orchestra Ansamblul Ciprian Porumbescu din Suceava timp de 2 ani de zile, condusă de maestrul Viorel Leancă. Da, și v-am văzut în foarte multe spectacole alături de ansamblul folcloric Arcanul Universității. Într-adevăr, da. Pentru că trebuie să știe telespectatorii noștri că sunteți absolvent al Universității Ștefan cel Mare, Facultatea de Istorie-Geografie Turismului. Așa, exact. Iată un tânăr care a știut să îmbine munca artistică cu cartea, să spunem, cu studiu, reușind să termine facultate și prin aceasta, datorită cântecilor, datorită talentului, datorită muncii pe care le-a pus-o, să intre și să ajungă la sufletul nostru, a celor care suntem consumatori de folclor. Domnule Dănuț Onoiu, avem foarte puțin timp ca să ajungem, terminăm prima parte a emisiunii. Aș vrea să spuneți pe scurt, foarte pe scurt așa, ați avut vreun model în viață, artistic vorbind, la care să vă raportați? Da, însă nu m-am raportat la o singură persoană. Poate de la un interpret am luat felul de a se purta pe scenă, de la altul am luat modul de a cânta, dar niciodată nu am copiat. Le-am trecut prin filtrul propriu, pentru că dacă încerci să copii pe cineva, nu mai ești acel tu, să spunem asta, așa. Exact, deci asta trebuie vreau, personalitatea exact artistică. Exact asta vreau să vă spun, pentru că văzându-vă în videoclipuri, în spectacole, într-adevăr, aveți o notă personală în tot ceea ce faceți. Nu semănați nici cu Sorin Filip, nici cu alții, Marius Grean sau oricine altcineva. Deci sunteți pur și simplu Dănuț Onoiu. Exact. Este un lucru minunat că am reușit. Este un lucru minunat să ajungi la puterea de a-ți prezenta propria personalitate artistică pe scenă, pentru că publicul imediat se sesizează și mai ales exact. Un juriu de specialitate își dă seama dacă ești tu, Dănuț Onoiu, sau ești copia nu știu cui. Categoric. Sau. Da, într-adevăr, sunt lucruri frumoase spuse de invitatul nostru de astăzi, domnul Dănuț Onoiu, cu care o să avem ocazia să discutăm și partea a doua a emisiunii. Dar pentru că vorba lungă sărăcia omului, hai să trecem la cântec și joc. De aceea, stimați telespectatori, vă propun câteva din frumoasele melodii interpretate de către imitatorul nostru de astăzi, Dănuț Onoiu. Așa că, în prima parte, o să urmărim hora asta cine o joacă, hai la poartă, măriuță, vină mândră primăvară și Irenuță, mândră floare, cu Dănuț Onoiu. Cine-o joacă, ram-tirari-rari-ram, tirari-rari-ra, mă mai uite niciodată, ram-tirari-rari-ra. Cu să joacă legănată, ram-tirari-rari-ram, tirari-rari-ra, tot gigospodar purătată, ram-tirari-rari-ra. Oraia asta e de la noi, ram-tirari-rari-ram, tirari-rari-ra, și se joacă numai în doi, ram-tirari-rari-ra. Jocoista așa-i lăsat, ram-tirari-rari-ram, tirari-rari-ra, ca să-l joci cu știință-i dragă, ram-tirari-rari-ra. Hoi, mândri și noi la joc, învârcim hora cu foc, să jucăm hora și mori la un loc cu gospodari. Zi scriptare, zi oleacă, ram-tirari-rari-ram, tirari-rari-ra, ora-i asta că mi-e dragă, ram-tirari-rari-ra. Zi scriptare, mai cu foc, ram-tirari-rari-ram, tirari-rari-ra, ora-i asta ca s-o joc, ram-tirari-rari-ra. Voi intrat și fiacili, ram-tirari-rari-ram, tirari-rari-ra, mândri ca și florili, ram-tirari-rari-ra. Gospodarii satului, ram-tirari-rari-ram, tirari-rari-ra, care să mai țin fudui, ram-tirari-rari-ra. Îs fudui și mândri tari mei, îns traigi sărbătari mei, și-n vârt
cină la noi, bă! Hora asta și-ai făcut, ram tirari rari rari ram tirari rari ra, ca s-o joci și lumii multe, ram tirari rari rari ra. Pasul-i timp și leganat, ram tirari rari rari ram tirari rari ra, și-i ușor de-nvațat, ram tirari rari rari ra. La noi când se fac și joc, ram tirari rari rari ram tirari rari ra, nu stă nimeni a piloc, ram tirari rari rari ra. Când s-adună și petrec, ram tirari rari rari ram tirari rari ra, și la horă se-ntrec, ram tirari rari rari ra. Zi mai gin vioară, să jucăm până gisoară, bă! Zi să joc pisăturacii cu mândruța care-mi place, hop, hop, și-așa, măi! Hai la roată, măriuță, să-mi vârci în batrolecuță, mândrulița mea. Țărănească fi bătuce și-mi vârcete ca la munce, eu cu mândra tot în frunce, mândrulița mea. Dacă la joc ce mai păreace, l-am surat să n-ai mergeași, de când nu ești plecut la fece, ia ca așa, așa, așa. Da, eu jocul porbinii, așa ca prin sat la mine, și nu mă întreia și nimeni, ia ca așa, așa, așa. Hei, hei, zi! Și-ați roata mai mică, bă! Că a intrat vreo tricocili care nu știu juca bine și nu-i vege atâta lumii, bă! Hei, 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 hei! Fata lui Moș Nicolae și-a gecașă, cloșca-n paie, că la joc e cam greoaie, ia ca așa, așa, așa. Gigea Bari aviarii, că la joc nimeni n-o șeri, că la joc nimeni n-o șeri, ia ca așa, așa, așa. Dar fata care mie-mi place, nici un joc nu stăge o parce, n-o dau pe șepci bogaci, ia ca așa, așa, așa. Că-i frumoasă batăjina și la lucru-i ca algina, iar la joc de tătă mâna, ia ca așa, așa, așa. Hei, hei, zi! Dar și eu fi lângă ea, mă, și-așa. Hei, 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 hopa, hop și pisal taci, ca-și-ai țărănească fragi, dropocite cum s-a cagi, ia ca-și așa, așa. Hopa, hop și pisărici, cum se joacă, de la munci, cu flecăi și fiace mulci, ia ca-și așa, așa. Dar și nezi și că nu-mi poace, roapta mare să mai poarce, să se ducă mai geoparce, ia ca așa, așa, așa. Steaie să se poginească, să se uite de pe laiță, cum se joacă, țărănească, ia ca așa, așa, așa. Hei, hei, zi, măi, hai de sus cu roata sus, că și vlăguiți s-a dus, măi. Flăcăi nu vă lăsați, că s-a dus și-mi învațați, și la joc încelicați, bă! Hei, 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 hai strigați flăcăi o leacă, că-ți băut o leacă șartă și vii limba gezlegată, ia ca așa, așa, așa. Fâșcăiți mai cu năgeaște, așa cum li drag la feci, cam un joc o să găcești, ia ca așa, așa, așa. Da, țărănească și ne-o joacă, trebuie să ciui o leacă, roata bine s-o întoarcă, ia ca așa, așa, așa. Când la fece așa le place, jocul șal pe scuturace, să știi că-o fost jucace, ia ca așa, așa, așa. Hei, hei, zi, bă! Când bine am mai jucat amu, bă! Să trăiască dobașu și nimeni mai cântat și noi ești așa-n jucat, hop, hop, și-așa, măi!
20 sa care vine mândre primăvară. Se șapă florile iară, tari-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra. Să s-aduni șapci saci, să joași pisăturaci, mari și cușini poaci, tari-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra. Florile noastre vestici, tari-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra. Mașul cu flori mulci, tari-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra. Lumii multe să s-aduni, tari-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra. Să se duc vestea-n lumii, tari-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra. Și dumălin și rate, rate! Asta-i torii așezate, bă! Sata mini, că s-adune multe lumii, tari-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra. Cineri și bătrâni-giolate, joacă fora așazată, așa-i gin bătrâni la sată, tari-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra. Piaci mândri și fișori măi, tari-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra. Cu straigii sărbători măi, tari-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra. Joacă fora căci doi măi, tari-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra. Cum să joacă în sat la noi măi, tari-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra. Și nu mă lin și apăsat mă, așa că la noi în sat. Și acasă nimic ar juca până poi mânii, tari-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra. Așa-i fora, n-ai și-i pași, și-l-i drag la tățojoași, să și-i pisăturaci, tari-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra. Hai să-ncingem fora iară, tari-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra. Ia ca muș să faci și sară, tari-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra. Jucăm să ne cicnească, tari-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra. Orașe bucovinească, tari-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra. Și zi, scripori, zi mai tari, mă! Îți-ai dat mulci paralii și jacuista să mă țin, mă! Și geamul pistea săptămâne, hop, hop, și-așa, măi!
ca să-ți pare rău odată. Din dragostea mea curat mândră, că eu am un loc gicase lângă pădure și deasă, și-o trăi viață frumoasă mândră. Iată că după atâta joc și voie bună, credem că a sosit momentul să vă invităm, stimați telespectatori, pentru un scurt moment de publicitate. Iată-ne din nou în studio, aici alături de invitatul nostru de astăzi, un humorean tânăr, un solist aflat pe buzile tuturor, mai ales că o să pun câteva întrebări mai cu acoperire, să spunem. Invitatul nostru de astăzi, Dănuț Onoiu. De ce am spus acest lucru? Pentru că sunteți la o vârstă foarte tânără, la o vârstă când, atunci când apareți pe scenă, pe micul ecran, în mod sigur aveți foarte mulți și mai ales foarte multe admiratoare. Noi încercăm ca în emisiunile noastre să vorbim un pic și despre partea nevăzută, să spunem, a artistului, relațiile personale, de familie și așa mai departe. Sunteți căsătorit, apropo? Nu, încă nu. Încă nu. Ei, dar cum aveți tot timpul înainte. Sigur că da. Mai ales că ați spus ce vârstă aveți, așa că aici, în zona Bucovine, știu că aveți foarte, foarte multe admiratoare. De la această emisiune vor fi și altele, probabil. Să dea Dumnezeu. Să dea Dumnezeu, nu? De ce nu? Cum vă simțiți când vă urcați pe scenă în fața unui public, să spunem, pe care nu-l cunoașteți? Că una e să cânți acasă în Bucovina și alta să cânți în altă parte. Da, deci bună întrebarea. Vreau să știți că cele mai mari emoții de fiecare dată le am în locul de baștină, adică în Mănăstirea Humorului, cum sunt invitat să cânt, mă duc cu drag, cu mare drag, dar am cele mai mari emoții. Nu știu de ce se întâmplă lucrul ăsta, dar în alte părți mă simt foarte degajat, foarte, foarte liniștit, împlinit, pot să spun, pe scenă. Da, pentru că bănuiesc că cei de acasă sunt cei care mă cunosc. Cei mai buni critici. Cei mai buni critici, cunosc foarte exact bine și repertoriu, și stilul muzical, și cunosc foarte multe lucruri despre omul, artistul de pe scenă. Sigur că da. Într-adevăr, un lucru firesc și normal, zic eu, pentru că mai bine decât cei care te cunosc nu te judecă nimeni. Categoric. Nu e așa? Cum vă simțiți în fața unui juriu? Pentru că la toate concursurile ați avut ocazia să întâlniți mari specialiști în arii folclorului. Da, am depășit această etapă cu festivalurile, însă de fiecare dată când mă prezentam în fața unui juriu, aveam grijă, ajutat fiind de doamna Maria, să-mi aleg poate piesele cele mai reprezentative pentru Bucovina, costumul cel mai frumos, să fiu cât mai autentic, să încerc să cânt cât mai corect din punct de vedere muzical. Bine, nu de fiecare dată mi-eșea lucrul acesta, dar cel puțin încercam. Emoțiile sunt foarte mari oricum. Pentru cine nu știe ce înseamnă să te prezinți în fața unei săli pline de oameni și mai ales în fața unui juriu și mai ales dacă se transmite și în direct, pe o televiziune, pe un post de exact televiziune. Deci sunt niște emoții care poate atunci nu mai ții cont de multe lucruri de care ar trebui să le ai la purtător. Într-adevăr, am și eu destul de experiență în domeniul ăsta și e perfect adevărat ceea ce ați spus. Sunt atunci când ești pe scenă în fața unui public și a unui juriu și mai ales, cum ați spus, dacă este și o transmisiune în direct, sunt niște emoții care nu pot fi traduse nicicum. Le simți doar înăuntru tău și de foarte multe ori, fără voia ta, le și exteriorizezi. Dar e foarte bine să putem masca aceste lucruri. Chiar am avut o situație de genul la Iași, la festivalul din Bătrâni din Oameni Buni, în primul an în care am participat, în 2008, se transmitea în direct pe TVR Iași. Și am ieșit în scenă, am cântat Doina, foarte degajat, la piesa a doua la fel am început, prima strofă, totul a fost foarte bine și pe timpul ritornelei dintre strofa întâia și strofa a doua, zâmbeam la public, dar fără să-mi amintesc versurile, ce urmează, zic, vai de mine, zic, ce se întâmplă, zic, nu știu versurile, le-am uitat. Și deci exact când a atacat orchestra prima notă din strofa a doua, imediat o luminiță. O luminiță, nu? Da, într-adevăr, concursurile, festivalurile și mai ales un public avizat îți creează niște emoții deosebite. Emoții care, zic eu, sunt constructive într-un anumit categoric fel, pentru că te călește. Te călește pentru viitoarele confruntări. Exact, deci până la urmă emoțiile trebuie să fie constructive. Deci absolut trebuie să fii stăpân pe ele, că dacă nu... Da. Domnule Dănuț Onoiu, ați participat și la noi în Bucovina, dar și în restul țării și la foarte multe, să spunem, activități
private sau activități exact, artistice petreceri private. Private. Așa. Acolo este cu totul altceva. Emoțiile sunt mai mici. Exact. Este o nu legătură. Avem juriu. Da, nu avem juriu. De fapt, avem cel mai mare juriu, publicul. Publicul, da. Dar acolo e mai detașat. Cântăm acolo, ne simțim în largul nostru, să spunem. Vedeți vreo greșeală în a participa acești artiști cântăreți la manifestări genul ăsta? Pentru că m-au zis, nu, eu nu particip decât numai la spectacole și nu știu. Nu este o greșeală. Nu este o greșeală. Pentru că până la urmă cântăm pentru oameni. Exact, sigur că da. Și trebuie să bucurăm sufletele tuturor celor care ne privesc, celor care să facem mare bucurie, celor care ne invită până la urmă de asta. Dacă nu ne-ar place, nu ne-ar chema. Exact, exact, aproape același răspuns l-a dat și un prieten la dumneavoastră care a fost de curând aici la mine studio, Grigore German. Grigoraș din Bucovina, Grigoraș, acum l-am botezat noi. Care exact aproape aceeași întrebare am pus-o și răspunsul a fost asemănător. Eu mă duc, chiar spunea, eu mă duc cu plăcere și exact. Când la baluri, la petreceri, la nunți, acolo, la... deci acolo mă exersez repertoriu și acolo înfrâng de multe ori emoțiile care le-am exact. Pe scenă. Și mă călesc ca te și... Te călești cu publicul. Cu publicul, exact așa, sigur că da. Dacă tot am vorbit de artiști, iată, am amintit numele lui Grigore German, mai înainte am mai amintit și de alte personalități, artistice ale Bucovinei. De cine vă simțiți așa mai apropiat de suflet din cântăreții noștri, bucovineni în primul, întâi și întâi? De cine credeți că aș putea fi? Doamna Maria Macovei, bineînțeles, da. Apoi doamna Ștefania Rareș, care are un suflet extraordinar. Apreciez toți mari cântăreți din zona noastră, doamna Margareta Clipa, doamna Sofia Vicoveanca. De la fiecare avem câte ceva de învățat. Până pentru la că ați spus că avem, ați folosit pluralul. Sunt o pleiadă de tineri acum în Bucovina, sunt artiști foarte, foarte buni, cântăreți foarte, foarte apreciați, cu un repertoriu extraordinar. Între dumneavoastră știu că este o relație de prietenie aproape, vă întâlniți, nu prea există divergențe, poate rare aici, colo, dar în comparație cu alte activități, alte acțiuni, spunem, între cântăreții din muzică populară totuși există o armonie, acea bună înțelegere. Cum vedeți folclorul tinerilor din ziua de astăzi? Nu a copiilor, o să vă pun întrebarea, o să fie am după înțeles, aceea. Deci al tinerilor, da, vreau să... Consacrați sau exact. Aproape? Da, sunt, deci nu știu dacă ați observat, mulți sunt cei care cântă, însă timpul și publicul îi cerne. Îi cerne, cei care nu sunt autentici, care poate sunt ușor falși sau ironici la scenă. Chestiile astea nu ai cum să le ascunzi. Exact. Deci transmis dincolo de camera de la vedere și publicul imediat te simte și te taxează pentru chestia asta. Și acum continuăm cu întrebarea cealaltă. Cum vedeți copiii tineri care apar pe scene, în concursuri, în festivaluri, în emisiuni de televiziune? Deci cei care ajung în concursuri cred că într-adevăr au ceva de spus dacă au trecut de o preselecție și într-adevăr au niște calități. Dar sunt mulți, dacă ne uităm pe posturile TV de aici regionale, vedem foarte mulți tineri. Este un lucru bun, dar sunt și părinți care greșesc, cred, cred lucrul acesta, pentru că mulți sunt care, wow, copilul meu cântă, îi fac album repede. Un album muzical, nu știu, deci îți trebuie o anumită vârstă, să fie vocea așezată, să fie... Și un copil este solicitant, trebuie să-și trăiască în primul rând copilăria, cu jocurile copilăriei. Nu trebuie grijile acestea. Munca asta ce depunem noi, poate mulți ar spune că este ușoară, dar nu este deloc ușor. Suntem pe drumuri, când încolo, când încoace. Pe când un copil ar trebui să fie altă. Da, de ce v-am întrebat? Pentru că eu lucrez cu copii de, iată, 40 de ani aproape. Mulți înainte. Și mulțumesc. Și... am auzit de multe ori spunând o expresie pe care am apreciat-o, dar în același timp am și criticat-o. Avem prea mulți cântăreți, prea mulți copii care cântă. Nu, eu ar zice așa, lăsăm copiii să cânte, pentru că așa cum a spus dumneavoastră, timpul este va adevărat. Decanta și va cere este valorile. Este adevărat să aibă o activitate extrașcolară, extra-școlară decât sigur, să facă altceva, da. Mai bine un, absolut. Știu eu, un, la clubul copiilor sau ceva de genul. O și de vreme ce folclorul nu este într-o programă școlară, acum se vorbește de așa ceva, nu este o activitate în care să avem foarte mulți specialiști care să îndrume, sunt câțiva la nivel de județ. Eu zic că nu este greșit ca tinerii, copiii, elevii să învețe să cânte, să danseze, nu este să aprecieze costumul popular, cânte cu jocul popular, obiceiurile și așa mai departe. Ei, am spus că timpul va cerne valoare și exact. Vor rămâne acolo în frunte, vor rămâne cei care merită cu adevărat. Greșești unii părinți adevărat care vor să-și vadă copilul cu orice preț. Cu orice preț, exact. Deci ecran. Exact la această categorie mă refeream. Deci în a cânta sau a promova folclorul nu este absolut nimic dar greșit, chiar este o activitate... Una este o emisiune de televiziune în care se spune, se promovează
o anumită categorie, tineri, copii, soliști, și alta este un concurs. Un concurs în care vor ajunge doar cei care merită. Exact. Și premiile se vor da, ca în orice activitate, învingătorilor. Învingătorilor, e adevărat. Nu? Da, domnule Dănuțonu, iată că avem subiecte de discuții foarte, foarte multe și zic eu că am putea discuta mult, mult și bine cu dumneavoastră. Vreau să vă întreb ceva. Mi-ați spus ce aveți în spate, ce activitate. Ce proiecte de viitor aveți? Deocamdată am în plan să mai înregistrez câteva melodii, probabil la Chișinău, însă nu știu exact când se va întâmpla materialul, lucrul acesta. Materialul deja l-aveți pregătit? Da, este materialul pregătit, însă, sincer să fiu, nu mă grăbesc, pentru că eu abia în ianuarie anul trecut, adică în 2015, mi-am lansat primul material discografic și cred că mai am un pic până să-l promovez, deci nu este nicio grabă. Acum este o modă, într-adevăr, cum se spune la noi, anul și cârlanul. Exact, așa. Exact, dar nu... Sunt un pic mai așezat din punctul acesta de vedere. E foarte bine, pentru că melodiile vor ajunge la sufletul ascultătorilor și a telespectatorilor atunci când ele sunt foarte bine lucrate, sunt foarte bine puse în valoare, atât promovate, atât prin text, prin aranjament orchestral, prin mod de interpretare, cumulate toate acestea la un loc, vor da valoare unui cântec popular peste ani, peste timp. Ați lucrat cu orchestrele pe care mi-ați spus, cu domnul Trifan Leancă, cu Viorel Leancă, cu Ioan Dascăl de la Chișinău, mă înțeles. Da. Toată lumea acum este o modă să înregistreze cu lăutare. Aveți și asemenea tentative? Lăutare de la Chișinău vorbesc. Da, tentative ar fi, însă avem instrumentiști destul de buni foarte și la buni noi. Și aici. Foarte buni chiar, exact. Un mare exemplu, maestrul Viorel Leancă, dacă ascultăm. Da, sigur, mai da. Tânărul Răzvan Mitoceanu, maestrul Trifan Leancă, deci... Da, este într-adevăr și această modă, dar totuși flerul acela mai bucovinean... Mai bine decât simt bucovinaști, exact, stilul de interpretare, categoric. Nu știi... Da, este apreciat. Nimic de zis și maestrul Nicolae Botgros și maestrul Dascăl. Da, poate în viitor o să am proiecte și cu domniile lor, însă deocamdată mă raportez la... Da, dacă ați spus apropo de proiecte într-un viitor, unde vă vedeți peste 5 ani, să spunem? Sau cum vedeți pe omul Dănuțo Noiu, artistul Dănuțo Noiu, peste 5 ani? Știți cum se spune acum, nu știu ce fac mâine sau ce voi fi da. Mâine, da, păi peste 5 ani. Dar sunteți la o vârstă când visele trebuie să fie exact. Prezente în viața noastră. Nu știu, probabil publicul este cel care mă vede sau nu mă va vedea peste 5 ani. Eu însă îmi doresc să ajung acolo, la unde își dorește fiecare artist, fiecare interpret, cât mai sus să țintesc. Da, foarte bine. Spuneți-mi, ați avut ocazia, pe parcursul anilor de când cântați, să participați și la turnei prin țară și în străinătate, bănuiesc, nu? Da, da. Unde ați fost? Spuneți-ne așa. Deci, nu deci în străinătate am fost o singură dată în Polonia, acum 2 ani, un turneu de vreo 2 săptămâni, cu ansamblul Căminului Cultural de la Mănăstirea Hmorli, împreună cu domnul primar, pe care îl salutăm pe această cale, Constantin Moldovan. Și în țară, da, știți cum, ba, un spectacol, știu eu, undeva pe la Timișoara, ba, pe la Cluj, ba, mergem pe unde suntem invitați. Și mai ales cam peste tot sunt moldoveni și iubitori de folclor. Da, și iubitori de folclor, exact. Da. Exact, și știu să aprecieze acest mod de exprimare, să spunem, artistică, prin cântec. Aveți oameni cărora să le mulțumiți în mod special? Sigur că da. Părinților mei, doamnei Maria Macovei, domnului Constantin Bahrin, tuturor celor care îmi apreciază munca pe care o depun în slujba cântecului popular bucovinean, și fratelui meu și tuturor celor care... Dacă tot ați amintit de familie, mai aveți în familie pe cineva care cântă sau... Nu. Nu? Talentul acesta l-am moștenit de la bunica mea, fie iertată, din partea tatălui. Ea era sufletul tuturor petrecerilor. Însă, înainte de a începe eu să cânt, ea m-a trecut în cealaltă lume. Dar pot să spun că am pierdut o mare comoară. Bunica era... A venit foarte multă lume și chiar interpreți cunoscuți de la noi, care au cules cântece, strigături de la bunica, dar eu pe atunci nici gând să cânt, eram doar un copil. Nu știam. Mai ales că zona Mănăstirea Humorului și a humorului în general este o zonă foarte, foarte bogată din tot ceea ce înseamnă folclor. Și muzical, și coreografic, și arhitectonic, și absolut tot. Obiceiuri, tradiții, date și mai departe. Pentru că ați amintit și ați vorbit atât de frumos de doamna Maria Macovei.
Spuneți-mi câțiva din elevii care s-au făcut remarcați de-a lungul anilor, în afară de numele mari, hai să spunem, Dorica Macovei, Alexandru Bădățean, Dănuțo Noi, iată. Păi am mai colaborat. Pentru că ați fost coleg de generație cu foarte mulți tineri. Într-adevăr, în afară de cei pe care i-ați enumerat, ar mai fi Angelica Flutur, Ancuța Corlățan, doamna Silvia Semeniuc, domnul Cătălin Maximiuc și, bineînțeles, doamna Maria are acum o întreagă armată de copii care probabil nu toți vor fi nume, dar din ei cu siguranță se vor remarca. Da, știu că la Clubul Copiilor, la Gura Humorului, doamna Maria Macovei a lăsat un nume de nădejde, aproape, ar spune, o demnă continuatoare a ceea ce înseamnă. Colega mea, Luminița Croitoru, exact. Și ea o voce foarte bună. Pe care am invitat-o aici emisiune și nu uit. O aștept cu drag. Va veni cu siguranță. Va veni cu siguranță, sigur că da. Iată că timpul a trecut aproape pe nesimțite. Ați cântat, ne-ați încântat atât de frumos. Cu drag. De obicei, în finalul emisiunii, dăm cuvântul invitatului, în așa fel încât să expună câteva gânduri, câteva lucruri pe care le simte el față de cei dragi, dar și față de telespectatorii noștri. Suntem urmăriți de către foarte multă lume. Primim foarte multe telefoane, foarte multe felicitări, să spunem, atât verbale cât și scris de la telespectatorii noștri sau atunci când ne întâlnim pe stradă și spunem, vai ce frumos a cântat tânărul respectiv, când îl mai chemați? Bune. Da, și pentru acești iubitori de folclor din zona Bucovinei și nu numai, de fiecare dată rugăm artiștii care sunt prezenți aici să ne spună câteva gânduri, așa că de data aceasta, stimate Dănuțo Noiu, câteva gânduri pentru telespectatorii noștri dragi. Cu drag, să vă dea Dumnezeu multă, multă sănătate, să știți că vă port în sufletul meu oriunde aș merge. Vă mulțumesc că apreciați munca celor care slujesc cântecul popular bucovinean și românesc și să vă dea Dumnezeu numai bine în casele dumneavoastră. Vă mulțumim și noi pentru invitația. Și eu vă mulțumesc. Pentru faptul că ați participat și ați răspuns invitații și haideți ca în final să propunem telespectatorul nostru încă 4 melodii foarte, foarte frumoase în interpretarea invitatului nostru de astăzi, domnul Dănuțo Noiu. Așa că, stimați telespectatori, vom urmări în continuare. Hai mândră la joc cu mine, decât mama mă făceai. Poftiți, oameni buni, la nuntă și am venit mama la tine. Până la o nouă întâlnire cu muzica populară, cu emisiunea Dor de folclor bucovinean, Dumitru Pomohagi vă spune la revedere. Joc cu mine, mândruliță dragă, când ei tare drag de cine, mândrulița mea. Să-ți învârți să mă ții minci, mândrulița dragă, că-ți plăc au crescut la munci, mândrulița mea. Că știu jocurile toate, mândrulița dragă, și-s fudul ce nu se poate, mândrulița mea. Nici plăcăiși și de frunte, mândrulița dragă, nu-mi stau neigi înainte, mândrulița mea. La joc-s cu mâiocul, ce să-mi ninunează satul, mă, și-așa. Vine mai joacă mândruța, mândrulița dragă, sărut ochii și gurița, mândrulița mea. Și șerșeii ginuri rece, mândruliță dragă, că bine sat n-aripă rece, mândrulița mea. Harnică și gospodină, mândruliță dragă, nu-i găsești nici o prișină, mândrulița mea. Are vorba giznirdată, mândruliță dragă, și mie e mii tari dragă, mândrulița mea. Și ce soară mi-e greșit, măr la dânsa la piață-i dve. Care fată-i omenoasă, mândruliță dragă, te-ți fișori o vreo mireasă, mândrulița mea. Dar lașe numai gefale, mândruliță dragă, nu mi-eri nimeni s-o șară, mândrulița mea. Nici frumosul, nici urâtul, mândrulița dragă, că la joc nu știe rândul, mândrulița mea. Dar
și rândul, dacă ar ști, mândruliță dragă, la nimeni n-a trebuit mândrulița mea. Fata tării nu joacă, nu s-a mărit agi grave, și-a tot sta și-a aștepta. Până i-a treas și vremea, hop, hop, și-așa noi. Cât mamă, mă fășeai măi, mai bine un pom să deai mamă. De cât mamă, mă fășeai măi, mai bine un pom să deai mamă. Din amedul și guriță, fășei, mamă, o fântâniță, mamă. Ginai mei doi, ocișori măi, fășei, mamă, un izvor, mamă. Ginai mei doi, ocișorii măi, bășei, mamă, un izvor, mamă. Gin mânuța mea și dreaptă, căniță gi băut apă, mamă. Mânuță stângă, stejerele giță nu tumbre, mamă. Gina mea mânuță stângă, stejerele giță nu tumbre, mamă. Gina mea lipcișoreli, pășei două scăuneli, mamă. Cine pe-acolo treșea, măi, cu cănița apă bea, mamă. Cine pe-acolo treșea, măi, cu cănița apă bea, mamă. La umbră să hoginea, măi, ți-i mamă-ți mulțumea, mamă. Ca așa, mamă, pentru mine nu-ți mai mulțumești inimii, mamă. Poftiți oameni buni la nuntă, șepii treșiți ca la noi, cu druști și vetejei. Busuia floarii mărunte, poftiți oameni buni la nuntă, șepii treșiți ca la noi, cu druști și vetejei. Mirelii voinic și mândru, parcă nu calte pământul, coluat fate cu stari, frumoase rupte de soare. Mirelii voinic și mândru, parcă nu calte pământul, coluat fate cu stari, frumoase rupte de soare. Și să duc la cununii, să lege piveșii, iu, 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 iu. Când scrip caraș mai tare, să pornim orașe mari, că o intra mirile în casă, mire să-i casă-și primască. Când scrip caraș mai
mai tare, să pornim orașe mari. Păi intram ieri în casă, miresui ca să-și primască, dar o babă și o gubață s-o îmbracat și e nireasă. Joie și fuguța-ntinde prin ieri ca să-l cuprinde, dar o babă și o gubață s-o îmbracat și e nireasă. Joie și fuguța-ntinde prin ieri ca să-l cuprinde. Uși bă bucă urișoase, ce așteaptă moș acasă. Mirestrica adevărată și-a de-ascunsă după vatră, mirelica s-o găsească, mustai trebuie să niștească. Mirestrica adevărată și-a de-ascunsă după vatră, mirelica s-o găsească, mustai trebuie să niștească. Cu o sticlă două gițuică, ca și-ai dat în ala nuntă, s-o și-n schimb de-a cu măsură, să ne pașim voie bune. Cu o sticlă două gițuică, ca și-ai dat în ala nuntă, s-o și-n schimb de-a cu măsură, să ne faci voie bune. Uiuiu, pe după masă, să intri norocul în casă și să aduc numai dinii la mireasă și la miri. Hop, hop, și-așa, măi. Și să trăiești fericită, mamă.